Pasarela îndrăgostiților de la Parcul Copiilor va fi demolată, iar primăria municipiului Timișoara va construi în loc un pod modern, mai larg, cu rampe speciale de acces, iluminat arhitectural și cu spații verzi. Municipalitatea a lansat procedura de achiziție a lucrărilor, de proiectare și execuție, cu o valoare a contractului estimată la peste 8,6 milioane de lei, suma asigurată de la bugetul local. Actuala pasarela a fost dată în folosință acum 75 de ani și de atunci nu s-au mai făcut lucrări serioase la ea, așa că am ajuns în situația în care a trebuit să o închidem pentru că punea în pericol siguranța celor care o traversau. Am avansat cu documentația și acum căutăm o firmă serioasă care să se ocupe și de proiectarea și de construcția viitoarei legături peste Bega, a declarat primarul Timișoarei Dominic Fritz. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 17 iunie, ora 15, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț. În prezent, accesul pe pasarelă nu este permis din motive de siguranță. Infiltrațiile de apă au afectat suprastructura podului, de asemenea din cauza distrugerii strugeri stratului de beton, armăturile din metal au fost expuse la ploaie și au fost corodate. Fundațiile de la picioarele pasarelei sunt deteriorate, iar calea pietonală prezintă la rândul ei gropi și denivelări.